Ecuație, în ediția de duminică, 17 noiembrie, la Canal D. Promo Puterea Dragostei 17.11. Urmează o gala cu Ulmera Asturnar de Situație, în ediția de duminică, 17 noiembrie, la Canal D. Tensiunile încep să se nască între concurenți, în special între Bogdan Mocan, Iandra. Bogdan, la începutul săptămânii, Iandra era supărată pe tine. Acum văd că sunteți i-a spus Andreea Mantea concurentului. Ai observat că mi-am luat aripi ca să îmi iau zborul, a fost răspunsul lui Bogdan. Andreea Mantea, vedem, glumind, dar de-a apăsat întâlnirea ei cu Nonărina cea dimineață, a... Mocan, evident că mi-a rămas în minte. Andreea Mantea, încă te afectează dacă reacționezi așa. Sunt iar asta neto. În timpul galei, Mocan arată nici mai urât ca niciodată la adresa Andrei. Poate de tachinarile fetei pe care o place, concurentul a ridicat tonul și nu a mai suportat nici măcar să o vadă cu zâmbetul pe buze. Nici restul fetelor nu s-au arătat mai bine dispuse. Ele s-ar arătat nemulțumite deja ador, iar concurentul cântăreț a răbufnit și el. Punct. Mă stresează mult, a spus una dintre fete despre Jador. Andreea Mantea, surpriză pentru concurenți la votare. Andreea Mantea a surprins pe cei prezenți cu o nouă regulă pentru gala de duminică. În această gala, fetele vor vota o fata pe care nu și o mai doresc în această casă și în această emisiune, iar băieții vor vota un băiat. Acest lucru a spus dreapta printre concurenți, iar unii s-au temut pentru locul lor din casa. Ramune de valzit în ediția de duminică, 17 noiembrie, cineva va rati competiția dragostei de la Canal D.